Planurile primăriei de a moderniza piața centrală vor fi puse, se pare, în aplicare în 2018. Întâi, spune Dili, vor fi modernizate piețele de cartier din Micro 14, Dorobani și Crâng. Abia apoi vor fi demarate lucrările de modernizare în Piața Mare. Piața centrală, într-adevăr, necesită o modernizare mult mai amplă față de celelalte piețe din cartier. Este un proiect pe care administrația locală l-a promovat foarte mult în campania electorală prin domnul primar, în primul rând, și ceilalți candidați au avut acest lucru. Fiind un proiect mult mai amplu, probabil că nu în anul 2017 va intra în renovare, ci în anul 2018 sau până la sfârșitul mandatului. Dar, în primul și în primul rând, se va recurge la modernizarea celorlalte piețe de cartier, aici intrând piața din Micro 14, piața din Dorobanți, piața de la Crâng, care nici ele la ora actuală nu asigură comercianților și clienților niște condiții, să zicem, nici măcar omenești de comerț. Modernizarea pieței a fost pe placul tarabagiilor până când s-a aflat că vor fi relocați. Soluția găsită de municipalitate, o mutare temporară în Drăgaică, îi nemulțumește profund pe piețari. Oamenii spun că și așa clientela lor este formată din pătura săracă a populației din cauza hipermarketurilor. O eventuală mutare în Drăgaică ar însemna falimentul. Undeva tot în zona centrală. Deci tot în zona centrală neapărat. Dacă ne ducem undeva la periferie, suntem... Din câte am auzit, la Drăgăică. Și vă convine la Drăgăică? Nu. Cine mai vine acolo? Nu mai vine nici cote. Luați... Credeți că ați avea vreun pic de succes comercial? Nici o formă la Drăgăică. Vă dați seama că e bătaie de joc. Mai exista soluția pieselor de cartier să se suplimenteze acolo? Nu. E periferie, nu e vânzare. N-au nici ei vânzare care sunt acolo, ne mai ce și pe noi. Credeai că nu mai vine nimeni la noi acolo. Ori pe noi. Vă zic eu că de-abia vin aici, așa aici vin pensionari. Ceilalți se duc în Carrefour, avem Carrefour aici, ne îngheață marfa. Unde ar fi cel mai bine pentru dumneavoastră să ieșiți? Tot așa. Pe timp că și piața trebuie modernizată la un moment dat. Am zis, ne-am gândit și noi să ne lase pe o parte unii, pe o parte unii a pieții. Deocamdată, soluția găsită de primărie nu este bătută în cuie. La ora actuală, edilii încă mai studiază proiecte, iar pe agenda lor figurează și câteva deplasări prin țară pentru a vedea câteva piețe nou construite. Am început acest, să spunem, concurs de proiecte. Recunoaștem că nu suntem foarte mulțumiți de proiectele care ni s-au prezentat. Din această cauză, eu împreună cu domnul primar și un reprezentant al celor de la Piețe, Târguri și Oboare, o să facem și câteva vizite prin țară unde s-au amenajat aceste piețe centrale, să vedem cum sunt amenajate. De exemplu, vă dau un exemplu foarte frumos, să zic, și bun. Piața din municipiul Vaslui, care se ridică la ora actuală la niște standarde europene, să spunem. Este o piață modernizată în ultimii ani, o piață care beneficiază de o parcare, în primul rând, o piață care beneficiază de aer condiționat, piață care beneficiază pe timpul iernii de căldură. În urmă cu 2 ani, acoperișul pieței centrale a fost schimbat, dar condițiile în care tarabagii își vând produsele nu s-au îmbunătățit vizibil. În zilele geroase, mulți precupeți renunță să își mai aducă marfa în oraș pentru că le îngheață produsele expuse pe tarabe.